Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 3, primele 3 versete. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 la 3. Să ascultăm acest pasaj biblic. Vedeți ce fel de dragoste ne-a dat Tatăl, ca să fim chemați fiii lui Dumnezeu. Din această cauză lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu și nu s-a arătat încă ce vom fi, dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea așa cum este. Și fiecare dintre cei care au această speranță în El se purifică pe sine însuși, precum El este pur. Amin. Iată un cuvânt cunoscut, însă frumos, profund. Este în temă cu ce s-a cântat și s-a mai citit în seara aceasta, în locul acesta, venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este un eveniment pe care biserica îl așteaptă de 2000 de ani. Și fiecare generație a crezut că va vedea evenimentul acesta. Noi credem că vom vedea evenimentul acesta pentru că, mondial vorbind, la ora actuală, toate lucrurile concură și converg spre acest eveniment glorios, arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, răpirea bisericii la cer. Sunt tot felul de învățături pe această temă, este un subiect care mie îmi place foarte mult, îl iubesc foarte mult, l-am studiat cât am putut de mult și în aceste zile nu obosesc ca să îl vestesc și să-l aduc la cunoștința frățietății. Însă în seara aceasta nu despre acest subiect voi vorbi despre ceva aparte din aceste trei versete. Și anume, mesajul meu se va intitula Perspective nevisate. Perspective nevisate. Ne vom uita la trei lucruri care sunt bine conturate în acest pasaj biblic, la perspectivele noastre. Și prima perspectivă pe care noi o avem, încă de aici, de pe pământ, prima perspectivă pe care poți să o ai tu, în cazul că încă nu o ai, este privilegiul glorios de a fi fii. Privilegiul glorios de a fi fii și fiice, bineînțeles. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să fim chemați fii ai lui Dumnezeu. Apoi versetul 2. Preiubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu. E un privilegiu. Crezi tu lucrul acesta? Lumea noastră este imensă ca populație. Peste 8 miliarde de oameni. Și gândește-te tu, pentru că eu m-am gândit, din această lume imensă, cine sunt eu și cine ești tu să ai privilegiul acesta să fii numit Fiul lui Dumnezeu? Să fii adoptat în familia cerească și să fii considerat și tratat ca un fiu, Dumnezeu devenind tatăl tău, tatăl meu. Este un mare privilegiu. Nu știu dacă realizăm privilegiul pe care îl avem, căci îl au puțini, încă în lumea aceasta. Mi-aduc aminte de regretatul predicator român, fratele Trandafir Șandru.
M-am format pe lângă dânsul și am lucrat apoi cu dânsul în același office în conducerea cultului pentecostal la București. Mi-aduc aminte că spunea o întâmplare, nu știu, a avut dânsul experiența despre care vorbea, nu mai țin minte exact, sau a citit undeva ceea ce urmează să vă spun. Spune că un păstor, deci putea să fi fost dânsul, s-a dus în vizită la o familie din biserică, care era într-o nevoie specială. Și în oraș nu era posibilitatea care este acum cu GPS-ul, ca să îți spună GPS-ul, ai ajuns la destinație, și uneori nici GPS-ul nu te descurcă, te încurcă și nici știi unde te trimite, trebuie să spun, îmi face asta. Spune că păstorul acesta s-a cam rătăcit prin cartier ca să dea de adresa la blocul unde trebuia să ajungă. Și erau copii pe afară care se jucau. Unul dintre copiii de acolo, probabil așa la vreo 5, 6, 7 ani maximum, așa spunea fratele Trandafir că avea, s-a uitat la păstorul acesta așa curios, tot merge să citească pe blog dacă găsește ceva scris. Și dacă păstorul a observat că este în atenția lui, l-a întrebat: tu ești de aici, din zona, măi băiețaș? Și a spus: da. Știi unde se află adresa cu tare? Și a dat. Și da, știu. E la noi în bloc. Era murdar, era slăbuț îmbrăcat și a zis păstorul către el: dar tu unde locuiești? Și a auzit și a răspuns: eu locuiesc în iad. Dar cum locuiești în iad, mă? Foarte bine, eu locuiesc în iad. Păi unde e adresa ta? Ce, aici, în blocul ăsta. Păi nu ești în iad. Ce, casa noastră este un iad. Tata este un om rău, un bețiv, vine acasă, de fiecare dată vine beat, ne bate, ne sparge geamurile, ne aruncă afară, ne aruncă mâncare, o bate pe mama, o bate pe mine. Și am învățat de la mama, de câte ori mama îl zărește pe geam că vine acasă, spune: iară vine dracul ăsta acasă. Iar e casa noastră un iad. Așa că noi locuim în iad. Din nefericire, mulți locuiesc într-un astfel de iad și nu se pot identifica cu harul acesta, cu privilegiul acesta pe care l-ai tu și cu mine să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Întrebarea este: apreciezi tu privilegiul acesta? Te bucuri tu cu adevărat de faptul acesta că Dumnezeu s-a plecat în dreptul tău? Eu mă bucur că s-a plecat în dreptul meu și dintr-un fiu al păcatului și dintr-un om ar fără de legii, sortit iadului prin felul de șer de vețuire, ne-a dat o identitate nouă de fii de Dumnezeu și ne-a dat o direcție nouă, raiul lui Dumnezeu. Acolo este locul fiilor, lângă Domnul nostru Iisus Hristos. A fost o vreme când Dumnezeu s-a făcut om, s-a întrupat prin Iisus Hristos și poartă și acum chipul acela de om, de om transformat, glorificat, și îl va purta mereu pentru eternitate. Și în dragostea Lui, Dumnezeu ne-a dat și nouă acest privilegiu, ca prin pocăință, prin primirea Domnului Iisus Hristos ca Mântuitor personal, să primim chipul lui Dumnezeu în noi și pentru eternitate să purtăm un chip nou în cerul lui Dumnezeu.
De aceea, în această seară, te invit cu respect, meditează puțin la privilegiul mare pe care îl ai. Tu nu ești oricine, ești Fiul de Dumnezeu. Ție-ți poartă de grijă nu oricine, ție-ți poartă de grijă Dumnezeul cel atotputernic. Pâinea ta este grija Lui. Sănătatea ta este grija Lui. Familia ta este grija Lui. Mântuirea ta este grija Lui. Viitorul tău este grija Lui. Bătăliile tale, războaiele tale sunt grija Lui. Mărit să fie Domnul. Un privilegiu ales. Perspective nevisate. Cine a visat? Că dintr-un om păcătos, dintr-un om neînsemnat, needucat de multe ori, sau cu un trecut murdar, să fie astăzi numit Fiul de Dumnezeu. Vedeți ce fel de dragoste ne-a dat Tatăl? Ca să fim chemați fiii lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu. Este prima perspectivă nevisată în dreptul nostru. Privilegii negândite. Înfierea. În al doilea rând, a doua perspectivă pe care o avem este prospectul sau potențialul care ne stă în față. Prospectul sau potențialul care ne stă în față. Uitați care este potențialul. Dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui. Iar ceva mai mult, ceva mai glorios. Prospectul tău și al meu este să fim ca El. Adică cu un trup de glorie, să trăim etern și pentru că El este stăpânul absolut al Universului, noi să fim moștenitori împreună cu El al Universului. În clasa celor mântuiți, toți mântuiții vor fi cu El pentru eternitate. Însă, biserica are un statut aparte, un statut special. Psalmul 45, versetele 9 și 10, printre preiubitele tale sunt fete de împărat. Dar după aceea spune, mireasa, împărăteasa ta, e numai una, stă la dreapta ta. Versetul 14 din acela psalm spune, ia fata aceasta împăratului, împărăteasa ta, intră la tine în odaia ta, urmată de celelalte fete însoțitoarele ei. Men. În eternitate, Israel să fie însoțitorul tău, să fie mai mare decât Israel, să fie mai mare decât Avram, Isaac și Iacob, care sunt părinții credinței și ai poporului Domnului, este un har, un prospect pe care numai biserica îl are. Numai tu și cu mine îl avem dacă rămânem în credință, dacă rămânem în starea aceasta de har și nu ne întoarcem la păcat. Vă spuneam cu mulți ani în urmă, cred că, dar mi-aduc aminte, eram în România și am predicat cuvântul Domnului la frații romi, la țigani. Am vestit cuvântul lui Dumnezeu, am vorbit o oră. Și după ce am vorbit o oră în București, la biserica aceasta, am spus amin și m-am așezat jos pe bancă. Fratele păstor s-a ridicat și a zis, fraților, este drept că e ora 8 seara. Asta pentru noi e o oră tânără.
Să nu creadă fratele Gog că scapă cu o predică de o oră de aceea. Vine mai rar la noi, o să-l rugăm să binevoiască și să ne răspundă la câteva întrebări biblice. Și m-am gândit că vor avea două, trei întrebări, dar am stat la amvon în fața lor până la ora 12 noaptea. Și bineînțeles că întrebările cele mai multe au fost despre venirea Domnului. Am încercat cu dragoste cum am putut mai bine să le explic cum va fi venirea Domnului, ce înseamnă să fii credincios. Și le-am explicat ce vă spuneam dumneavoastră, Psalmul 45. Printre preiubitele tale sunt fete de împărat, dar mireasa împărăteasa ta este una singură care stă la dreapta ta. Și am zis, asta este biserica. Acum, permiteți-mi că-s la dumneavoastră în biserică să fac o aplicație practică cu țiganii, am zis eu. Voi sunteți o națiune care sunteți disprețuită în toată Europa. Ah, și un țigan. Pentru că oamenii gândesc subțire. Dar Domnul vă iubește așa cum iubește pe evrei și cum iubește pe mine și cum iubește pe orice cine. N-are Domnul probleme ce etnie suntem, pentru că în final toți suntem din Adam și Eva. Dar vreau să vă spun, gândiți-vă numai la lucrul acesta, că în ziua veșniciei, pentru că sunteți în biserica lui Hristos, o să fiți mai mari decât evreii, care sunt cei mai deștepți oameni la ora actuală pe pământ. Și o să vă însoțească peste tot în eternitate. Unde mergeți voi, o să vină după voi, pentru că sunteți biserica. O să vă asculte. O să vă asculte toți sfinții, pentru că sunteți împărăteasă. În spatele mele era un frate diacon, așa, bine făcut, bine legat, avea vreo 150 de kilograme. S-a bucurat când a auzit lucrul acesta și s-a bucurat cu voce tare. Văleleu, maică, ce boieri om fi și noi. Yes, o să fim și noi boieri. O să fim și noi oameni diferiți. Lumea nu ne cunoaște, ne disprețuiește. Români, americani, țigani, pocăiți, așa. Mexicani. Ne pun tot felul de etichete. Însă Domnul Dumnezeu a pus o etichetă nouă în dreptul nostru. Mireasa lui Hristos. Fii a eternității. Purtați chipul meu. Vom fi ca El. Acesta este prospectul pentru tine și pentru mine. De aceea, din nou, în seara aceasta, regândește părtășia ta cu Domnul, relația ta cu Domnul. Regândește favorul pe care ți l-a făcut Dumnezeu, să fii fiu și ce te așteaptă, să fii ca El. El s-a făcut ca tine și ca mine, fără de păcat, bineînțeles, pentru ca noi să fim ca El, cu un chip curat și să putem să moștenim eternitatea. Avem atâtea de cunoscut, atâtea de descoperit în universul acesta, care este atât de mare. Mă uit în zilele acestea uneori pe internet, pentru că probează la ora aceasta cel mai mare și mai performant telescop din lume care l-au produs vreodată, NASA, The James Webb Telescope, l-au plasat pe orbită mare la 1.000.000 de mile de aici de Pământ, numai la 1.000.000 de mile. Și are o orbită pe care se plimbă, este foarte stabilă orbita aceasta și e nevoie de așa ceva să fie stabil, fără interferențe de la soare, fără interferențe de la alte planete, fără să îi se întunece imaginea și procedurile de a lua imagini din cosmos nu sunt numai cele clasice prin lentila telescopului, ci folosește și raze X și gamma și toată pleiada aceasta cunoscută în tehnică de a fotografia și de a filma cosmosul. Și imaginile pe care le transmit acum, când încă nu este în plină funcțiune,
sunt peste mintea omului de a-și putea imagina de frumoase. Și specialiștii spun că sunt acolo sute de mii de galaxii. O să avem multe de vizitat. Și vom putea, că vom fi ca el. Și nu numai că le vom vizita, vor fi ale noastre. Vom fi stăpânii cosmosului, stăpânii universului, pentru că suntem împărăteasa lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! Deci, în primul rând, un privilegiu mare, fii, copii ai lui Dumnezeu. În al doilea rând, un prospect negândit pentru noi. Vom fi ca El. Și atunci, în al treilea rând, în fața acestor perspective nevisate, în al treilea rând, trebuie să avem în vedere pregătirea noastră pentru acest pas. Pregătirea noastră. Our preparation. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Versetul 3. Și fiecare dintre cei care au această speranță în El se purifică pe sine însuși precum El este pur. Se curățește după cum El însuși este curat. Pregătirea noastră este aceasta. Dacă avem în față o perspectivă pe care nu o are nimeni, dacă avem privilegiu pe care nu l-are nimeni, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem și responsabilitate. Credeți aceasta? Avem și responsabilitate. Responsabilitatea este să ne pocăim, responsabilitatea este să ne păstrăm speranța vie, vom ajunge, cu Domnul vom ajunge în împărăția Lui eternă, cu Domnul vom fi ca El. Responsabilitatea noastră este să ne curățim, să ne purificăm. În fiecare zi să ne rugăm să aplicăm sângele Domnului Iisus Hristos peste trupul, sufletul și duhul nostru, peste mintea noastră, peste gândurile noastre, peste gura noastră, peste faptele noastre, peste umblarea noastră, ca să ne sfințească Domnul. Altfel nu suntem potriviți pentru împărăția eternă a lui Dumnezeu. Nu suntem capabili să fim luați acolo, în stare să fim luați acolo, pentru că Biblia este foarte clară, este foarte limpede. Nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu sau orice lucru care are ceva de felul acesta, întinăciune, necurăție. Împăratul nostru, Iisus Hristos, este sfânt și poporul Domnului trebuie să fie un popor sfânt. Cine vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se sfințească. Cine vrea să rămână Fiul lui Dumnezeu, trebuie să se sfințească, să asculte de Dumnezeu. Speranța care o avem, că vom depăși condiția care o avem acum, poate acum suntem săraci, cum am zis, desprețuiți, socotiți de lumea care nu vrea să ne cunoască, ultima pleavă a societății, lumea politică, vorbește de biserică, nu dă doi bani pe biserică, pentru că biserica este o piedică pentru ei, pentru viața lor murdară, mincinoasă, înșelătoriile și toate lucrurile care le fac numai ca să se aranjeze pe ei și să trăiască bine pe taxele oamenilor. Dar dacă lumea ne urăște, știm că l-a urât și pe Domnul Iisus Hristos, însă dacă lumea ne urăște, Iisus ne iubește. Altfel nu ne făcea copiii Lui. Altfel nu ne dădea această perspectivă, acest prospect, într-o zi veți fi ca mine. Veți fi oameni glorioși la arătare, oameni puternici, veți putea porunci soarelui să se mute în altă parte și se va muta. Nu va fi cauza, nu va trebui, pentru că-s bine puse fiecare unde le-a pus Domnul, dar vei avea putere de la Dumnezeu
Vei avea autoritate de la Dumnezeu pentru că vei fi stăpânul cosmosului împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus a spus, cine va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Un împărat are putere. Și să nu uităm că împăratul de care vorbim este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Este Iisus Hristos. Este Dumnezeu adevărat. Iar tu și cu mine, ca biserică, ca împărăteasă, vom sta lângă împărat. Patru entități mari vor coordona cosmosul pentru totdeauna. Tatăl Ceresc, Duhul Sfânt, Iisus Hristos și biserica împărăteasă. Patru entități. Îngerii vor asculta de tine și toți ființii ceilalți. Este un privilegiu pe care ceilalți nu-l au. Este privilegiu pe care îl ai tu. De aceea, așa cum zice cuvântul Domnului în altă parte, saltă de bucurie, fiica Sionului. Împăratul tău vine și te duci acolo unde este el. El ți-a făcut trecere în fața Tatălui Ceresc, în fața Duhului Sfânt, în fața îngerilor. Ți-a făcut trecere să te ducă pe tine acolo, să mă ducă pe mine. Cine are în el speranța aceasta că ajunge acolo? Nu ajungi cu mâinile încrucișate în sân, nu ajungi nefăcând nimic pentru Hristos, nu ajungi trăind cum vrei să trăiești sau trăind cum vreau să trăiesc, acolo se ajunge sfințindu-ne în fiecare zi. Biblia spune foarte clar, cine-i sfânt să se sfințească și mai departe. Este o vreme când putem face lucrul acesta, pentru că încă suntem ocrotiți de Domnul. Încă nu s-au dezlănțuit puterile cerului și puterile celui rău. Pentru că Domnul se va răzbuna pe lumea aceasta care i-a întors spatele și n-a vrut să-L primească pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, ca Dumnezeu, ca Mântuitor. Și Domnul va avea o judecată cu pământul. Dar dacă eu și cu tine suntem credincioși, fiind Tatăl tău și Tatăl meu, Dumnezeu nu te bagă pe tine în judecată. Că nu este un tată neînțelept să-și ia copilul, să-l pună pe aragaz, să-l ardă și după ce l-a ars, să-l bată. Măi, de ce te-ai ars? Dumnezeul nostru este atot puternic, dar este atot înțelept. Și în dragostea Lui te ocrotește și pe tine și pe mine. În dragostea Lui, El este de partea ta, este pentru tine, nu este împotriva ta. Prin urmare, uitându-ne din nou în pasajul acesta, în cuvântul Domnului, perspective nevisate. Cine sunt eu să mă fi gândit că Dumnezeu vrea să mă înfieze, să mă facă fiul al cerului, să pot să-i spun lui Dumnezeu Tată, să pot să-i spun lui Iisus Hristos, Mântuitorul meu și fratele meu. Să pot să-i spun Duhului Sfânt, Mângâitorul meu, călăuza mea. Să se roage Duhul Sfânt pentru mine. Că așa spune Sfânta Scriptură. Sunteți vegheați de El și când nu mai știți cum să vă rugați, asta este marele har să fii copilul cerului. Duhul Sfânt mijlocește pentru voi cu glasuri neauzite de urechea fizică, dar auzite înaintea Domnului, pentru că Duhul Sfânt știe ce trebuie să se roage. Știe. O perspectivă glorioasă, un privilegiu glorios. Apoi este un prospect la fel de glorios să fii ca Domnul Iisus Hristos. Nu vei fi Dumnezeu, nu vei fi atotputernic, să nu te gândești la aceasta. Acestea sunt atributele numai ale lui Dumnezeu. Dar vei avea din puterea lui Dumnezeu, vei avea din strălucirea lui Dumnezeu, din gloria Lui și pentru eternitate vei fi cu El și te vei bucura de tot ceea ce este și poate Dumnezeu să facă. Și Apostolul Pavel spune, El poate nespus de mult mai mult decât îi cerem noi și gândim noi aici pe pământ, dar acolo în cer unde vom fi ca El și toate lucrurile vor fi făcute noi, pentru tine și pentru mine. Iată că eu fac toate lucrurile noi. Pentru noi le face. Pentru noi.
ca să nu mai fie urmă de păcat în cosmos, să nu mai fie planete care arată ca abandonate, luni în jurul planetelor care arată ca și după război, că au fost parcă invadate de ceva, înghețate și explodate. Totul va fi nou și totul va fi perfect. De ce? Pentru că Domnul s-a gândit la tine și s-a gândit la mine. Lumea în care ne strămută să fie o lume perfectă, fiindcă Dumnezeu este perfect. Vom fi ca El. Și atunci ne trebuiește și nouă responsabilitate. Nu un pic de responsabilitate, cum spunem de multe ori. Ne trebuiește responsabilitate zilnică. Cine are în el speranța aceasta, că va ajunge în cer, că va fi lângă Iisus Hristos, se curățește, după cum El însuși este curat. El însuși este sfânt. Este curat Dumnezeu? Îl cunoști așa din Scriptură? Atunci și tu și eu trebuie să fim curați, să ne sfințim. Și nu putem face altcumva decât ascultându-L pe Dumnezeu, rămânând în pocăință și rugându-ne în fiecare zi să fim spălați în sângele Lui, asta curățește și sfințește, să fim curățați de cuvântul Lui, care este adevărul, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de-aia este sfânt, ca să se ocupe și de noi și să ne sfințească. Doamne, îndură-te de noi și binecuvântarea ta să fie peste noi. Aș vrea să te rogi împreună cu mine și să cer Domnului să îți curețe vederea aceasta, perspectiva pe care o ai, să te umple de bucurie, pentru că este pentru tine, este pentru viața ta, este pentru umblarea ta înaintea Domnului, după voia lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Și stând în fața Domnului, stând înaintea Lui în rugăciune, spune-i Domnului: Doamne, eu am pierdut de multe ori perspectiva aceasta de a ajunge cu Tine. Am alunecat, am greșit, însă Tu mi-ai păstrat viața și mi-ai păstrat-o ca să-mi aduci aminte că mă iubești încă și că mă poți curăți din nou, mă poți spăla, mă poți sfinți și nu-mi iai din inimă nădejdea că sunt al Tău și că voi fi cu Tine pentru eternitate. Ajută-mă să păstrez nădejdea aceasta și să păstrez viața de legătură cu Tine printr-o pocăință sfântă care să Te onoreze și care să aducă bucurie inimii Tale. Amin. Ne rugăm Domnului cu toții.